vorbi despre feminitate, despre energia noastră feminină și despre cum putem să îmbrățișăm mai mult aceste atitudini care ne fac atrăgătoare, apetisante, suculente pentru bărbații din viața noastră. Vreau să avem în această seară o seară fenomenală, o seară extraordinară în care dăm la o parte toate barierele și toate cuvintele acelea, cum să spun, în spatele cărora ne ascundem adevăratele noastre emoții și adevăratele noastre intenții pentru de ce ne dorim noi de fapt să fim mai și mai feminine. În cursurile mele de feminitate le învăț pe femei să treacă de la minte la corp, să înceapă să devină conștiente de propriile lor stări emoționale și să-și gestioneze aceste stări emoționale. Și prima întrebare cu care vreau să începem, ca să încălzim așa un pic atmosfera, să intrăm puțin în această energie suculentă și extraordinară, energia feminină, hai să vedem ce simți chiar acum, da? Ce simți chiar acum? Scanează-ți corpul, da? Scanează-ți corpul și spune-mi ce simți chiar acum. Cum te simți, draga mea? Care este emoția pe care tu o simți acum, în această seară? Pentru că atunci când vorbim despre feminitate, vorbim foarte mult despre emoțiile tale, despre ce simți în corpul tău. Ștefania încordată tot timpul. Ștefania, nu știu cum mi-a sărit ochii exact pe mesajul tău, însă, dragilor, atunci când te simți încordată, când te simți stresată, ești în energie masculină și ai nevoie de un boost de feminitate, ai nevoie să te întorci către femeia din tine, către copilul din tine, către acea iubită din interiorul tău. Da? Să te întorci către emoțiile tale, către sufletul tău, către ceea ce simți, către libertate. Carmen Simona, mult entuziasm acum că te-am cunoscut și eu. Și eu mă bucur tare mult atunci când vin femei noi la noi în comunitate. De ce? Pentru că știu cum este să nu cunoști lucrurile acestea. Ceea ce eu astăzi predau, am învățat pe propria mea piele, da? Și a durut foarte tare, undeva în jurul vârstei de 30 de ani. Îți voi mai povesti astăzi mult mai mult despre mine. Să vedem Laura Tristețe. Super emoție și aceasta, Laura, super emoție. Să știți, toate emoțiile noastre sunt perfect în regulă. E perfect în regulă să simți ceea ce simți. Da? Ăsta este primul pas. Da? Următorul pas este să învățăm să ne controlăm aceste emoții și să le eliberăm în momentele potrivite, da? Să le procesăm și să le eliberăm în momentele potrivite. Cu alte cuvinte, nu o să te apuce o furie sau o tristețe sau o, nu știu ce altă emoție negativă atunci când ești, nu știu, în biroul șefului sau când ai un deadline de trimis celui mai mare client pe care îl gestionezi la job, de exemplu, da? Însă atunci când ești la un curs, atunci când ești la un webinar, atunci când faci o practică de feminitate pentru tine, atunci e bine să îți lași aceste emoții să iasă din interiorul tău pentru a le procesa și pentru a te curăța din punct de vedere psihologic și a deveni o femeie mult mai stăpână pe sine, mai încrezătoare, mai vindecată emoțional.